Salut băieți și fete, eu sunt Dan de la Geek Chronicles și acum vă prezint un quick unboxing și un setup pentru Xiaomi Mi Band sau Xiaomi, depinde cum doriți să pronunțați. Ia acum să tai ambalajul. Așa. Îmi cer scuze pentru setup-ul ăsta ghetto, dar trebuie de acum să mă organizez mai bine dacă o să fie... Să le fac unboxing-urile astea și review-urile cumva mai regulat. Așa, să trecem iar la subiect. Așa. Așa arată cutia. Și așa arată dispozitivul din interior. Acum tragem de asta. Scoatem afară. Ce ne interesează pe noi, de fapt? Care este cumva... receptorul Bluetooth care o să comunice cu telefonul ca să vă registreze pașii și ruta. În cutie, să punem puțin la o parte, în cutie mai găsim brățara din silicon care este antialergică sau antialergenă. Acum aici avem încărcătorul care se potrivește așa și vine băgat la USB. Acum nu știu sigur dacă merge băgat și la încărcător, zicem, de 1 amper sau 0,7 amperi. Asta cumva trebuie să vă consultați cu manualul care este aici, dar cel mai sigur, da, este în chineză, oricum nu avem nimic ce să citim aici. Cel mai probabil îl lăsați la USB și nu-l conectați la un încărcător. Nu știu exact dacă are protecție cumva anti sau nu e anti-șoc. Ce vreau să spun, nu cred că are limitare din traie electronică la voltaj și amperajul pe care îl trage. Deci cel mai simplu îl lăsați la USB, pe fiind bateria destul de mică, o să încarce și el destul de rapid. Acum o să vă arăt și setup-ul în sine. Asta ca să bag aici, ca să arate puțin mai bine. Husa de silicon. Să văd, cred că partea asta arată așa. Asta un cadru. Așa. Și asta iasă de aici și o atașez la mână. Acum să vă arăt setup-ul. Ideea e că și manual aveți un QR code pe care puteți să scanați pentru aplicația, dar pentru aplicație acesta gen. Numai că în chineză, deci nu cred că o să înțelegeți mai nimic. Cel mai sigur intrați pe Play Store și căutați Mi Fit și o să găsiți aplicația. Cam așa arată. O să vă pună să vă logați. Sper să facă focus. Așa. Stați fără puțin. Așa. O să vă pună să vă logați. Și după aia apăsați butonul de pair. Când ați apăsat butonul de pair, în câteva secunde ar trebui să apară niște LED-uri albastre la Mi Band, care o să aprindă și să închidă. Acum caută dispozitivul. Sper că se înțelege ceva. Până se întâmplă asta, aici pe bandă mai sunt 3 LED-uri care indică cumva și nivelul bateriei când conectați. Când conectați la laptop sau la o sursă de curent. Acum așteptăm. Așa, a vibrat. Nu știu exact dacă prinde. Ba da, prinde. Și acum pe telefon apare band paired. Și acum stai să văd ce trebuie să fac. Back. To
mai nu device nearby, cred că sunt interferențe. Ia să încercăm din nou. Încerc să-l țin cât mai scurt posibil. Ia să vedem. Ar trebui să se conecteze relativ rapid. Ciudățel. Stau puțin luminozitatea mai mare să vedem dacă e mai ok așa. Da, puțin mai bine. Așteptăm. Band paired. Da, dar acum nu știu exact ce ar trebui să fac. Are aplicația în user experience cam prost. În fine. Cam acesta a fost unboxing-ul și o scurtă tentativă de a conecta banda. Dacă doriți să cumpărați această bandă, costă aproximativ $20 de pe GearBest. Și link o să-l pun în descriere. Și stați pe aproape că o să am cât de curând și un unboxing pentru camera Xiaomi YI, dacă sunteți interesați. Și tot la fel, nu uitați să dați un like pe Facebook și subscribe pe YouTube. Mulțumesc pentru vizită și sper să ne auzim curând.